Consilierii locali Câmpulungeni se vor întâlni mâine prin intermediul platformei online în cadrul unei ședințe extraordinare care va avea pe ordinea de zi un singur punct. Acesta se referă la aprobarea tarifului pentru testarea PCR, la cerere, în cadrul laboratorului de la Centrul de Afaceri. Potrivit referatului de aprobare în ședința Comitetului Director din data de 30 iunie, a fost stabilit faptul că, pentru investigația medicală efectuată la cererea pacienților contra cost, pe bază de chitanță fiscală, prețul va fi în cuantum de 200 de lei pentru test RT-PCR SARS-CoV-2. Toate veniturile obținute din aplicarea tarifului pentru testul PCR SARS-CoV-2 efectuat la cererea pacienților vor intra în bugetul Spitalului Municipal Câmpulung.